Aș vrea să citesc și dumneavoastră să-mi spuneți ce alegeți. Deci e pe ales în seara asta. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Cine zice amin? Toată lumea? E cineva care nu e de acord? E cineva care nu e de acord? Ioan 14. Isaia 25. De la versetul 7. Pe muntele acesta înlătură Dumnezeu mahrama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocarea poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredem. Acum să ne veselim, să ne bucurăm de mântuirea Lui. Amin? Toată lumea? Amin. E cineva care nu-i de acord? Să ridice mâna. Bun. Tesaloniceni. Capitolul 1, de la versetul 5. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Amin? Amin. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Amin? Sunteți siguri? Sunteți siguri că e amin? Mai citesc o dată. Într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Așa să fie? Prietenul meu, Gelu, spune, pare că am egoist. Adică, de ce să dea pedeapsă celorlalți? Da. Trec puțin mai departe în Tesalonici, în Timotei, iertați-mă. Și în 2 Timotei, capitolul 4, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții într-o arătare a împărăției sale. Are să judece vii și morții. Amin? Nu vi se pare că suntem mai puțini? La amin? Ce s-a întâmplat între timp? De ce suntem mai puțini acum? Ce s-a întâmplat? Știți, când se zice vă pregătesc un loc, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi, toată lumea zice, vreau să fiu și eu acolo. Da, toată lumea. Cine ar putea să spună nu? Noi care trăim acum în mijlocul epocii cu călătoriile interspațiale, planetare sau cum vreți, acum la Forumul Economic Internațional se discuta foarte serios despre condițiile etice și care reglementează zborurile interplanetare pentru viitorii 50 de ani.
Deci, dacă tot ne pregătim noi să zburăm prin Marte sau nu știu pe unde, pe Lună, atunci probabil că dacă Domnul zice că vine să ne ia la sine, ne pare bine, da? Și ne pare bine pentru că nu pune nicio condiție. Zice, vă iau pe toți. Și când zicem, vă iau pe toți, puneți textul acesta pe stradă și orice om care trece pe stradă va zice, vin și eu, vreau și eu, ne întâlnim acolo, nu e nicio problemă. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că această dorință de a merge în cer este varianta, varianta corectă și bună pe care ați putea să o alegeți. E bine că vreți să mergeți în cer. Da? Și dacă nu vă place? Simplu. Și să nu, dacă nu vă place. Poftiți? Dânsul zice, nu știu dacă chiar asta a zis, dar zice că dacă nu ne place, ne întoarcem înapoi. Da. Deci, încă o dată, e riscant. Și când spun lucrul acesta, spun că sunt o mulțime de oameni care declară sus și tare și clar că lor nu le place să trăiască în cer. Din ce cauză? Nu le place să trăiască în cer. Adică, dragii mei, dumneavoastră le spuneți că cum e cerul? Minunat. Minunat, sigur. Cum e cerul? Nu știm. Cum e cerul? Sigur că da, minunat. În vechime se spunea că paradisul e așa, o râpă de mămăligă și un râu de lapte. Era minunat pentru ei. Nu-i suficient să spui că e minunat. Spune cum e cerul ca să știe dacă oamenii merg acolo sau nu. Spune-le. Și când spunem, ce este cerul pentru a vedea dacă oamenii merg acolo sau nu, lucrurile se complică. Pentru că Dumnezeu spune, și nu vor fi în cer, ia stați puțin. Ia stați puțin să vedeți ce zice aici. Mă duc și eu în Apocalips, cam pe la sfârșit, așa, capitolul 21, și citesc, zice, cât despre fricoși. Cât despre fricoși. Ce-i cu fricoșii? Poftiți? Nu vor moșteni împărăția cerurilor. Păi spuneți-mi, cine dintre dumneavoastră nu le e frică? Care dintre dumneavoastră nu aveți așa sentimente de teamă? Așa, încât să spuneți, eu sunt curajos. Mamă, merg până în cer cu curajul. E vreun dintre dumneavoastră? Aici vreau să spun că mă întrec puțin cu gluma, dar vreau să vă dau de gândit. Cât despre necredincioși, necurați sau scârboși. Nu știu dacă ați reușit să aplicați termenul de scârbos la vreun om. Dar nu știu de ce Biblia folosește termenul acesta de scârbos vis-a-vis de oamenii care nu vor intra în ceruri. Din cauza aceasta, Biblia astăzi este destul de denigrată și se spune că nu este o carte care să aibă viitor. Ba dimpotrivă, este scoasă din biblioteci, scoasă din librării și înlocuită cu alte cărți religioase orientale, cum ar fi Vedele, Upanishadele și alte cărți de filozofie. Pentru că acele cărți nu vorbesc despre ființa umană în termenii aceștia. Apoi, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol, mincinoși, ei nu vor intra în ceruri. Vedeți că începe să încep problemele. Adică eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti, vă voi lua la mine. Și toată lumea e mulțumită. Și toată lumea e fericită. Și pe urmă, dar pe mincinoși nu iau. Păi și cine nu minte? Ziceți. Fraților, să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu existe mincinoși de ziua șaptea. Da. Să nu existe creștini mincinoși. Să nu existe. Și așa mai departe. Nu continuă. Intrăm fiecare în noi înșine. Vreau să vă întreb. Ne-a fost suficient de rușine de noi înșine și de obiceiurile noastre
în așa fel încât să cerem de la Dumnezeu iertare și să stăm curați înaintea Lui acum? Ne-a fost suficient de rușine? Despre asta e vorba. Se împarte lumea în două. Se împarte lumea în două. Unii la stânga și unii la dreapta. Unii urmându-L pe Iisus Hristos, alții crucificându-L pe Iisus Hristos și astăzi. Ne împărțim în stânga și în dreapta, uneori conștient, altădată inconștient, uneori vrând, alteori nevrând, dar ne împărțim. Uneori ne împărțim și pentru faptul că suntem lași și pentru că suntem fricoși. Ne împărțim așa pentru o bucată de pâine. Ne împărțim așa pentru o bucată de pâine. Aș vrea să deschideți împreună cu mine din nou în Isaia 26. Din nou să-mi spuneți dacă amin sau nu. De la versetul 18. Am zămislit, am simțit dureri și când se naștem am născut vânt. Țara nu este mântuită și locuitorii ei nu sunt născuți. Să învieze dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână. Căci roa ta este o rouă dădătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Despre ce este vorba? Poftiți, despre ce e vorba? Despre înviere. Am vorbit până acum doar despre întâlnirea posibilă cu Dumnezeu în plinătatea puterii și a strălucirii sale. Aș vrea cum să înțelegem momentul acesta al învierii. Treziți-vă, săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână. Sunt evenimente mari care ne așteaptă în viitor. Evenimente frumoase, extraordinare. Veți asista la înviere, cei care veți trăi până atunci, veți asista la înviere ca la un fel de recreațiune. Când Dumnezeu va stabili sau va reface ceea ce pentru noi astăzi înseamnă un miracol absolut, 100%. Dumnezeu ne asigură că în cărțile din ceruri există o statistică umană a întregii populații care a trăit pe pământul acesta de la Adam până acum. Niciunul nu a rămas afară din carte. Unii sunt în cartea vieții, alții în cartea morții. Da. Important este că există o carte a vieții în care este trecut numele tău și al meu. Cum înțelegeți asta? Pe mine mă cheamă Valentin. Este trecut acolo Valentin? Posibil că au fost încă alte mii de Valentini în istoria aceasta și că numele de Valentin nu face mare diferență. Când zice numele, mă uit în Sfânta Scriptură și descoper că în vechime, mai aproape de creațiune, numele reflecta caracterul unui om. Când se spune despre Iacob că este numit Iacob, este pentru că el a fost de la bun început înșelător. Și a pus nume Iacob, adică înșelător. Ce va fi? Ce număr? Iertați-mă, ce nume va fi scris în dreptul meu în ceruri? Ce nume? E vorba de caracterul meu. Și dacă este vorba de cartea vieții, este posibil ca acolo să poată să fie notat tot ceea ce genetic mă definește. Astfel încât Dumnezeu să poată recrea din nou, din țărână și din nimic, ceea ce este Valentin, dănăiați. Mi-aduc aminte de cineva cu care am stat de vorbă, unul dintre profesorii noștri de seminar, fratele Falovechi, o stimă deosebită pentru dânsul. Spunea la un moment dat, Valentine, știi ce este o sămânță? Am fost la țară, am semănat
Și am crezut că o sămânță e o sămânță, o pui în pământ și cu asta e. Și el mi-a zis, sămânța reprezintă o informație pe care o pui în pământ. Și informația respectivă restructurează mineralele și tot ceea ce este în pământ sub forma noii vieți, care crește și care aduce roadă. Dragii mei, același lucru se va întâmpla din nou când Dumnezeu va face lucrul acesta și va învia, datorită Harului Său, pe aceia pe care îi are păstrați în cărțile sale. Să nu vă întrebați niciodată cum va face Dumnezeu lucrul acesta. Dacă noi, ca oameni, am început să înțelegem cât de cât și să ne apropiem de această înțelegere, fiți siguri că Dumnezeu are toată capacitatea necesară pentru ca, într-o zi, când va dori El, să facă să reapară pe acela pe care îl cheamă El la viață. Și mi se mai spune, de asemenea, că există Cartea Aducerilor Aminte. Și în Cartea Aducerilor Aminte există toate ce? E un fel de jurnal de bord, e un fel de chip. Da? Dacă pot vorbi așa. Jurnal de bord. Și Dumnezeu, după ce va crea ființa umană, îi va pune această dată care îi va reactualiza memoria în legătură cu toată viața lui. Și vei avea din nou de a face, vei sta față în față cu o persoană care își va aduce foarte bine aminte toată viața sa. S-ar putea întâmpla ca acum să fii uitat mare parte a evenimentelor din viața ta. Să nu-ți mai aduce aminte de ele. Atunci Dumnezeu va avea grijă să-ți aduce aminte de toate aceste lucruri. Dragii mei, n-am de gând să ofer condiții tehnice. N-am de gând să vă spun că va fi așa. Dar vreau să vă spun, dacă vreți să înțelegeți, putem folosi aceste asociații, aceste asemănări, pentru a avea încredere că Dumnezeu va putea face lucrul acesta așa cum a făgăduit. Va putea să o facă. Din cauza asta, mă întorc la Isaia, capitolul 26, de la versetele 20 acum. Și zice așa, după ce se spune roua ta este o rouă dădătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți, după aceea, versetul 20 spune, du-te, poporul meu, intră în odaia ta, încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Amin? Sau e și mai puțin aminul nostru? Dragii mei, suntem într-o zonă în care Sfânta Scriptură spune limpede nelegiuirile locuitorilor pământului, sângele, toate acestea vor fi date pe față și vor trebui să fie judecate și pedepsite. Haideți să înțelegem un lucru. Și vorbesc lucrul acesta pentru a înțelege mai bine ce înseamnă evenimentul venirii lui Iisus Hristos și întoarcerii lui pe planeta aceasta. Dragii mei, când un om moare și își încheie viața, există vreo deosebire în felul cum moare între unul dacă este credincios și altul dacă este necredincios? Există vreo deosebire între cei doi? Există? Nu, vă spun eu, nu există. Mor la fel. Uite așa. Închid ochii și mor. Și mor la fel, nu e nicio deosebire. Moartea aceasta nu reglementează datoriile morale pe care noi le avem în lumea asta. Moartea asta nu-i pedeapsa pentru ceea ce am trăit noi, nici de cum. Moartea asta este încheierea firească a unui ciclu neputincios, al unei creațiuni care s-a despărțit de Dumnezeu. Și atâta tot. Și moare la fel și înțeleptul și nebunul și prostul. Așa zice Eclesiastul. Moare la fel, în același coșciug și se duc toți în pământ. Imaginați-vă că printre cei ce mor sunt persoane
care au făcut atâta rău, încât un tribunal civil îi condamnă la 280 de ani de pușcărie. Ați auzit de lucrurile? Sunt. Ăștia sunt ucigași în serie. Dom'le, ai făcut atâta rău încât ți-ar trebui vreo 6 vieți ca să îi spășești cât rău ai făcut tu. În momentul în care omul ăsta moare, a primit pedeapsă pentru păcatele lui? Nu, sub nicio formă nu. Dacă moare un neprihănit, când moare, a primit răsplătire pentru neprihănirea lui? Nu. Cum moare unul, moare și altul. Asta e realitatea. Din cauza asta, judecata morală e total diferită de judecata naturală. Judecata naturală condamnă pe cineva la o singură moarte. Nu poate condamna mai mult de atât. Dumnezeu însă ne avertizează că El va judeca lucrurile vieții noastre într-o manieră morală, astfel încât va da fiecăruia în funcție de poziția în care s-a amplasat. El va judeca pe aceia care au fost... Dați-mi voie să folosesc același exemplu, doar ca exemplu. Da, un ucigaș în serie, el îl va condamna în funcție de răul pe care l-a făcut, astfel încât să primească în conformitate cu ceea ce s-a întâmplat. Contează? Eu am mințit doar de 2 ori, celălalt a luat o viață? 2, 3, 5? Contează? Nu mă pronunț. Vreau să vă spun un singur lucru însă. Dumnezeu ne asigură că El va judeca moral toate aceste cazuri și fiecare va primi la rândul său ceea ce va considera că este drept pentru sine. Nu știu cum să înțelegem. Dar aș vrea să înțelegem și lucrul ăsta. Dumneavoastră ați observat că există persoane pe care nu îi pedepsește nimeni și se pedepsesc singuri? Ați băgat de seamă oameni care la nivel de mare criză intelectuală sau morală sau stres și așa mai departe dau cu capul de pereți? Dă cu capul de perete. Este un reflex nesemnificativ, dar care arată până la urmă că la nivel de conștiință omul se judecă pe sine. Și fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici, în măsura în care ați păstrat o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și față și cinstită față de dumneavoastră, suportați această judecată. Judecata morală este judecata unei persoane care știe câtă vinovăție are, câtă vinovăție poartă și în ciuda faptului că nu-l condamnă nimeni, el se condamnă pe sine cât pentru 5-6 vieți. Vă amintiți de Iuda? Vreau să vă întreb, de ce Iuda s-a spânzurat? De ce s-a spânzurat Iuda? Credeți că dacă ar fi venit la Domnul Iisus Hristos să-i ceară iertare, Iisus Hristos nu l-ar fi iertat? Nu sunt eu acela care să mă pronunț. Dar faptul că l-a iertat pe Petru și așa mai departe, îmi arată că Iisus Hristos putea să-l ierte pe Iuda. Ce s-a întâmplat la Iuda? La nivelul conștiinței sale s-au produs o asemenea încărcătură de vinovăție și asemenea lipsă de credință, încât la un moment dat el însuși s-a pedepsit pe sine. Ce vreau să spun este că între conștiința noastră și între judecata lui Dumnezeu există o comunicare foarte atentă și foarte direct. Sfânta Scriptură ne spune că la sfârșit orice făptură va zice drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne, al oștilor. Chiar și acel ucigaș în serie care își va purta o sânda lui morală cât pentru 5 vieți, chiar și omul acesta va zice, e drept. Această dreptate superbă a lui Dumnezeu ține de momentul revenirii sale. Ține de momentul revenirii sale. Și acum să ne apropiem oarecum de ceea ce vrem să spunem. Dragii mei,
Ne place să vină Iisus Hristos sau nu? Da sau nu? Și acum vă rog să observați și să fim cinstiți cu noi înșine. Câtă vreme avem conștiința liberă să vină. Dacă există probleme nerezolvate, veți observa că există o mare nesiguranță. Există un tremur al întregii ființe să vină sau să nu vină. Și există persoane care spun să mai întârzie, să nu vină acum, să nu vină chiar în momentul acesta. Nu sunt gata, nu sunt pregătit. Ce înseamnă să fii pregătit? Apropo, ce înseamnă să fii pregătit? Poftiți? Ajutați! Când veți fi? Când veți fi dumneavoastră pregătiți? Vreau să vă întreb, știți când veți fi pregătiți? Poftim? Caracterul Domnului Iisus Hristos, așa e. Și ce fac, și ce fac frații mei dacă văd că îmi tot dau cu stângul în dreptul, iertați-mă? Ce fac dacă văd că nu se întâmplă? Ce fac? Frații mei, revenirea Domnului Iisus Hristos este un act de prietenie. El a spus ucenicilor lui, mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru că vreau să vă iau cu mine, care acolo unde sunteți, sunt eu să fiți și voi. E un act de prietenie. Vorbea cu prietenii lui, vorbea ca între prieteni. Mântuitorul rare ori a vorbit despre revenirea sa în fața lumii necredincioase. Vă amintiți de câte ori a vorbit Domnul Iisus Hristos că El va veni pe norii cerului în fața unor necredincioși? De câte ori? Lui Pilat. Lui Pilat i-a spus, voi veni pe norii cerului. Și lui Pilat i-a spus pentru că i-a trimis un bilet soția sa. Vă amintiți? I-a trimis în timpul judecății un bilet soția sa care i-a spus, am pătimit din cauza omului acestuia foarte mult în vis. Nu te atinge de el. Și pentru că a primit bilețelul acela, Domnul Iisus Hristos a venit și a completat. Să știi ce a visat soția ta. Și Mântuitorul i-a spus, voi veni. Eu sunt un împărat. Pilat, în momentul în care l-a condamnat pe Domnul Iisus Hristos, a știut exact cine este Mântuitorul. Și Mântuitorul a vrut să-l cruțe pe Pilat cât a putut de mult. A vrut să-l împiedice să facă greșeala fatală a vieții lui. Greșeala care i-a distrus viața, practic, lui Pilat. Și viața terestră, pentru că la scurtă vreme după aceea, Pilat are tot felul de necazuri, își pierde postul de administrație de acolo și așa mai departe. Dar viața veșnică. Haideți să vedem cât efort face Dumnezeu pentru a-l întoarce cineva, pe cineva înapoi, de pe calea pe care a luat-o. Deci, încă o dată, actul revenirii este un act de prietenie. Fii atent că voi veni înapoi. Și apoi Mântuitorul face din această veste o realitate și pentru ceilalți și spune, dar fiți atenți. Fiți atenți. Poți să stai lângă un foc care dogorește? Poți să stai lângă niște flăcări veșnice? Poți? Așa spune Ieremia. Se poate? Nu, nu poți să stai. Și când va veni El în gloria sa, din punct de vedere existențial, lucrurile trebuie să fie schimbate. Apostolul Pavel spune, corpul acesta se va îmbrăca peste el cu neputrezire. Schimbarea sau glorificarea sau proslăvirea se va face în așa fel încât omul să poată să stea în prezența lui Dumnezeu. Prietenii lui Dumnezeu vor suferi, vor primi această transformare. Însă Dumnezeu este
tot atât de deschis și dorește tot de atât de mult să-i salveze pe ceilalți și investește în treaba asta așa cum a investit față de Pilat. Și lui Pilat i-a spus, fii atent că voi veni, și a vrut să-l facă cu tot din adinsul să iasă din capcana aceea de a deveni cel ce-l condamnă pe nedrept pe Iisus Hristos. Același lucru se întâmplă acum și El ne spune, Domnul Iisus Hristos, când voi veni, dacă nu veți fi schimbați, nu veți putea sta lângă flăcări veșnice, prin slava sa, când va veni, haideți să citim. Mă întorc iarăși cu dumneavoastră în Tesaloniceni, despre asta este vorba, în epistola Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni. Zice aici așa, când va veni Domnul Iisus din cer cu îngerii puterii sale, versetul 7, versetul 8, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, ei vor avea ca pedeaps o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Și iată pe cei care vor fi confruntați cu această extraordinară revelație a puterii Lui Dumnezeu, care sunt mistuiți, care nu pot să facă față prezenței divine. Și acum, ceea ce urmează tot aici, este tare frumos. Versetul 10. Când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Care este scopul pentru care vine Iisus Hristos? Probabil că foarte mult subliniază ideea ca să pedepsească. Dar aici textul spune așa, când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit Iisus Hristos, unde? Unde? În sfinții săi. Există o realitate. Cerul întreg îl va proslăvi pe Iisus Hristos în toți aceia care sunt mântuiți. Vă rog să observați, caracterul, chipul Domnului Iisus Hristos va fi observat, va fi văzut în toți aceia care îl iubesc. Copil fiind, eu am crezut că la venirea lui Iisus Hristos pe norii cerului, pentru că va fi un eveniment cosmic, El va veni împreună cu îngerii săi, Domnul Iisus Hristos va fi poziționat oarecum central, El va veni în prim plan, îngerii îl vor privi pe Domnul Iisus Hristos, pământenii îl vor privi pe Domnul Iisus Hristos și cumva întregul tablou va fi centrat asupra persoanei sale. Până când am citit textul acesta. Și când am citit textul acesta, tabloul s-a inversat în mintea mea. Și am observat un lucru, și anume că îngerii îl caută pe Domnul Iisus Hristos, dar nu pe tronul care coboară spre pământ, ci îl caută pe Domnul Iisus Hristos unde? Printre oamenii care vor fi acolo. Și dacă puteți accepta cu mine această imagine, îmi imaginez cum îngerii spun, uite unul care seamănă cu Iisus Hristos acolo, uite altul care seamănă acolo, uite o grupă acolo, uite o grupă dincolo. Și așa mai departe. Este o recunoaștere a Domnului Iisus Hristos în oamenii care îl așteaptă, o recunoaștere extraordinar de frumoasă în care se întâmplă ceea ce am citit anterior în Isaia 25. Auziți, în Isaia 25 cu 9, zice așa, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Cine spune, iată, acesta este Dumnezeul nostru? Cei ce îl așteptaseră de atâta vreme, cei ce vorbiseră de atâta vreme, cei ce și-au imaginat că vor sta de vorbă cu El, prietenii Lui spun, ăsta este acela pe care îl așteptam noi, El este. Și în sfârșit se face recunoașterea aceea așteptată de ani de zile. El este. Este momentul cel mai glorios, cel mai fascinant posibil, în care credinciosul își vede împlinit visul credinței lui. Iată-l. Și în timp ce credincioșii spun acesta este Dumnezeul nostru, dinspre univers, spre pământ, se spune va fi proslăvit în sfinții săi. 1, 2, 3, 4, 5. Și privit cu uimire. Cine privit cu uimire? Domnul Iisus Hristos. Unde?
în toți cei ce vor fi crezut. Așa spune aici. Da? Și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Epistola lui Pavel, a doua Tesaloniceni, capitolul 1 cu versetul 10. Iisus Hristos identificat acolo. Dragii mei, venirea pe nor a Domnului Iisus Hristos, evident, împarte lumea în două. Vor fi unii care vor fi vrăjmașii Domnului Iisus Hristos de acum și până la sfârșit și își vor primi pedeapsa pe care ei înșiși și-au identificat-o asupra lor. Ei știu ce au făcut, ei știu cât de vinovați sunt, ei știu ce așteaptă să li se întâmple în fiecare clipă. Punctul 1 și punctul 2, dincolo de asta, există o categorie de oameni care se numesc prietenii lui Iisus. Care se împrietenesc cu Iisus Hristos de acum. Care trăiesc fiecare clipă cu Iisus Hristos. Care îl așteaptă, care vorbesc despre El, care vorbesc despre El la toți cei din jur. Care în ziua aceea vor zice, iată-L, acesta este. Lumea are nevoie de momentul ăsta. Omenirea, istoria are nevoie de momentul ăsta. Am încurcat lucrurile foarte mult. Am spus răului bine și binelui rău. I-am disprețuit pe cei neprihăniți și i-am persecutat și i-am ridicat în slăvi pe cei care au jefuit, au ironizat, au păcătuit și au făcut toate lucrurile. I-am dat drumul lui Baraba și l-am omorât pe Iisus Hristos. Asta este justiția pe care noi am realizat-o pe pământul acesta. E prea de tot. Nu știu cât timp credeți dumneavoastră că vor mai merge lucrurile. Dar în Apocalips, capitolul 11, spune clar cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos va veni să prăpădească pe cei, ziceți, ce prăpădesc pământul. Factorii de distrugere a acestei planete, factorii de distrugere a omului în sine, vor fi identificați cu claritate, judecați și trași la răspundere pentru ceea ce se întâmplă azi. Nevoia de dreptate este imensă. Eu cred că nevoia de dreptate este echivalentă cu nevoia de neprihănire pe care un om o are atunci când cere neprihănire din partea lui Iisus Hristos. Pentru că atunci când Iisus Hristos îți dă ție neprihănirea Lui, El nu face altceva decât vorbește și va vorbi și va prezenta noțiunea de dreptate în această istorie. Și când tu vei sta de partea Lui și când tu vei fi acolo unde este El, când vei putea spune, acesta este Dumnezeul pe care l-așteptam de atâta vreme, a venit vremea să ne bucurăm pentru că în sfârșit prietenul nostru s-a întors și dreptatea se restabilește pe pământul acesta, atunci este vremea, nu va fi vremea, atunci este vremea să experimentăm ce înseamnă un Dumnezeu aproape de noi. Vă rog din tot sufletul, nu așteptați să trăiți cu Iisus Hristos mâine. Trăiți cu Iisus Hristos astăzi ca să poată să vină El mâine. Amin. Îmi îngăduiți să închei cu un citat din Sfânta Scriptură? Este ca și proclamarea unei decizii cosmice. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei, ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie,
fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Cel ce a început Dumnezeu va sfârși. Dacă a început în tine această bună lucrare, o va sfârși cu ajutorul său. O scurtă notă personală și voi încheia. Eram în fața unui examen și eram amărât de tot. Datorită unor probleme care se întâmplaseră, pierdusem un examen. Sau cel puțin nu luasem scorul pe care aș fi vrut să-l am. Acum eram la a doua încercare și trebuia să recuperez și ceea ce pierdusem prima dată. Am deschis cu teamă Sfânta Scriptură. Și am citit un psalm în dimineața aceea, eram cu soția mea. Psalmul care îmi spune atunci, tu vei împlini ceea ce ai început pentru mine. Psalmul 138. Când umblu în mijlocul strântorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Și versetul 8. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrarea mâinilor tale. Amin. Rândul ăsta a rămas de referință pentru mine. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Îți doresc această experiență. Îți doresc această certitudine că Dumnezeu va merge până la capăt în viața ta și că revenirea sa se va întâmpla între prieteni. Amin.